aici quartetul de la Filarmonica din Bacău, care ne-a cântat așa de început. Vă mulțumim tare mult! Așa, pentru cei care vin de la distanță, dumneavoastră sunt prietenii Stănicului și îmi place foarte mult să spun acest lucru. Vă mulțumim mult! Transmiteți un gând bun și la Bacău. În această seară avem mai multe în desfășurarea acestei seri vor fi mai multe momente frumoase. Vreau să vă anunț că în câteva minute va veni un ansamblu folcloric local condus de o sufletistă, o doamnă învățătoare foarte, foarte dedicată portului, tradiției și cântului popular, o să vedeți. Și vreau să vă anunț că avem după aceea în meniu, ca să nu aducem bucătare, să ne prezintem meniu, nu? Că așa se poartă, dar am angajat că o spun câteva cuvinte. Avem un berbecuț la ceauri și un purceluș la proțap, după gusturi. Și, bineînțeles, vom încheia cu un foc de tabără foarte frumos, cum se face la Sării Moldova. Mulțumim gazdei noastre, nu știu, nu-l văd pe domnul Șoba, este aici pe aproape, mulțumim tare mult pentru că și dumnealor contribuie la acest eveniment și suntem foarte bucuroși când agenții economici sunt partenerii noștri în desfășurarea evenimentelor. Vă dorim o seară frumoasă și vă lăsăm în compania unor tineri minunați. Numai bine!
Thank you.
titlul acestui ansamblu este Ecaterina Rață, o moldovancă de-a noastră, așa, cu suflet mare. Acest ansamblu are... Dar mai bine să te las pe tine să-i prezinți, nu? Mulțumim tare mult, ați fost excepțional, ca de obicei. Creșteți, poate, nu știu, ne întâlnim des, dar totuși, parcă pe zi ce trece, cresc foarte repede, dar sunt și puiuți. Așa că, te rog să preziți, pentru că aici sunt oameni din toată țara, care vor duce acasă mesajul nostru de respect pentru cânt, pentru port și pentru dansul autentic național. Moldovenesc de data aceasta, dar el, dacă nu reușim, nu susținem asemenea ansambluri, românii vor fi mai săraci dacă nu știu să danseze, să cânte și să poarte o ie autentică. Mulțumesc mult, Cati, și în continuare vom fi alături. Bună seara, bine ați venit în această minunată stațiune. Mulțumim domnului primar, care, deși nu suntem din aceeași localitate, vă pot spune că peste 70% din realizarea acestor tineri ia aparține dumnealui, fără niciun pic de modestie, deoarece dânsul este cu noi împreună de 14 ani, ne susține în proiecte, ne sprijină, ne dă idei foarte bune. În primăvară am organizat tot aici conferința națională a coregrafilor, scenografilor și directorilor artistici din toată România, unde la fel domnul primar a fost alături de noi și am fost binecuvântați cu această ocazie de a prezenta frumusețile Moldovei. Eu ce pot să spun? Sunt învățător, lucrez voluntar de 14 ani cu acest ansamblu. Ceea ce vedeți este munca, strădania unui coregraf, Robert Costrovanu, cântă împreună cu doamna Maria Tătaru, interpretă a zonei noastre. Eu sunt cel din spate care reușește să ducă acești copii minunați în peste 10 țări. De curând ne-am întors dintr-un festival, de la un festival din Bulgaria, un festival destul de greu, unde a obținut la fel marele premiu al festivalului și ne străduim să ducem mai departe. Ne străduim să ducem mai departe ceea ce este autentic, așa cum a zis domnul primar. Nu vrem chiciuri, nu vrem nimic artificial. După cum vedeți, costumele sunt cele specifice, cum se purtau acum 50-60 de ani pe această vale, obținute printr-un proiect cu finanțare europeană. Și bineînțeles că în afară de ei avem o pipinieră, avem 40 de copii de la 5 la 9 ani, pe care încercăm să-i formăm și să sperăm că în zona de unde veniți veți găsi asemenea oameni dedicați, patrioți și care se iubească atât de mult copiii, chiar dacă nu sunt din comunitatea dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și numai bine! Moldova, cât și la Techidion. Premiile care vor fi date acum vor fi date pentru lucrările care au fost susținute sau vor fi susținute la Smelic Moldova. În primul rând, o să începem cu o mulțumire specială sponsorilor noștri și am să invit în continuare pe cei care ne-au sprijinit foarte mult, sponsor principal pentru noi, Fiterman, dacă sunt reprezentații. Vă mulțumim mult, știți că un congres nu se poate fără sponsor. Vă mulțumim frumos! Felicitări! Stați așa și colega mea o să vă comentare de congres. Mulțumim. Și de asemenea mulțumim BTD România, care întotdeauna, an de an, loc de loc, congres de congres, este întotdeauna lângă noi. Invităm BTD România pentru un mic trofeu. Nimic și medalia congresului nostru, vă mulțumim. Mulțumim.
Și acum să începem premiile. Premiul 3 se acordă colegilor unui colectiv de autori din cadrul Spitalului Bagdasar Arsenie din București, format din Ruxandra Luciana Postoiu, Ana Andreea Cristea, Aura Spânu, Roxana Bistriceanu, Andrei Răzvan Lupașcu și domnul profesor Gemma Noastră. Felicitări! Un colectiv de autori format din Anatolie Baciu, Vasile Fedeș, Ion Mereuță, Constantin Ionescu Târgoviște, domnul academician Constantin Ionescu Târgoviște, doamna doctor Simona Cadiciu și Iurmira Listopova, dacă citesc bine. Felicitări! Mi-a plăcut lucrurile. De asemenea, premiul 3, colectivul de autori format din următorii participanți, doctori, Adrian Melnic, Gabriela Nacu, Vetlana Pleșca și Oleg Pasca. Domnul profesor Oleg Pasca, felicitări! Ați fost convingător, domnul profesor. Felicitări! De asemenea, premiul 3 de această dată pleacă spre Iași, Justina Condurache, Cătălin Ionițe, Cezar Mocileanu, Ștefan Macovei și doamna conferențiar Mariana Rotariu. Am trecut la premiul 2. Premiul 2 se acordă colectivului de autori Ana Andreea Cristea, Roxandra Luciana Postoiu, Aura Spânu, Magdalena Lebădat și Roxana Bistriceanu, Andrei Răzvan Lupașcu și domnul profesor Gelor Nostru. Felicitări! Acum e coafura pe care o recunosc din prezentare. Premiul 2 se acordă colegilor noștri Andreea Valentina Spiroiu, Elena Constantin, Teodora Roxana Udrea, Simona Isabela Subec, Ana Fătu și domnul profesor Gelu Nostru. Felicitări! Convingătoare lucrare! Premiul 2 se acordă colegilor noștri de la Cluj, Bianca Maria Pop, Gabriela Dogaru și Ioana Daniela Pop. Felicitări! Premiul 2, Gabriela, poți să rămâi puțin, este pentru colega noastră de la Cluj, Dora Popovici, o lucrare minunată prezentată din prima, foarte clar, foarte convingătoare, merită toată aprecierea. Am terminat premiul 2.
Daia și domnul profesor Gelu Onose pentru lucrarea prezentată astăzi foarte convingător. Premiul întâi cu felicitări pentru convingerea cu care ați prezentat. Felicitări! Premiul și medalia. Premiul întâi de asemenea se acordă colectivului de autor Lucian Stanciu, Dorotea Teoribaș Selman, Ștefan Cuculici și domnul conferențiar Corneliu Dan Ben. Felicitări! O engleză perfectă, în primul rând, felicitări și foarte frumos să lucrezi. Mulțumesc din partea noastră, mulțumim mult. Premiul întâi se acordă de asemenea colectivului format din autorii Mihaela Antonina Călin, Dragoș Manea și Constantin Munteanu. S-o păstrăm pe aceasta. Dragoș Manea este aici? Da. Premiul întâi pleacă spre Iași pentru colectivul de autori Mariana Rotariu, Cătălin Ionițe, Cristian Zaharia, Gabriela Proietor și Cristina Rădurac. Premiul întâi se acordă de asemenea colectivului de autori format din doamna dr. Cristina Popescu, doamna dr. Aura Spânu, doamna dr. Ioana Andone, doamna dr. Daia Cristina, doamna dr. Bruma Elena, Constantin Munteanu, Adi Modic și domnul profesor Gelonos. Colega mea! Și încheiem categoria premiul întâi prin colectivul de autori Andreea Dumitrașcu, Ioana Andone, Aura Spânu, Cristina Popescu, Ștefan Gheorghiță și domnul profesor Gelu Onose. Acordăm diploma de onoare a congresului nostru doamnei conferențiar dr. Gabriela Dogan. Pe domnul conferențiar dr. Dan Blendea, președintele Societății Române de Medicină Fizică, Recuperare și Balneologie, organizator al congresului pentru... responsabilitatea și bucuria de a acorda următoarea diplomă de onoare a Congresului domnului profesor Gelu Onose și nu numai cu diploma Congresului, în mod special cu inima Balneologiei Românești.
decernarea premiilor din această seară, invitându-l pe domnul primar. Domnule primar, în afară de felicitările noastre pentru contribuția la organizarea acestui congres, primind diploma de onoare al congresului, dați-mi voie să vă înmânez trofeul Congresului Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie. Mulțumindu-vă tuturor, acordăm medalia congresului tuturor participanților la acest congres. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea dumneavoastră. Să știți că un congres fără participanți e ca nunta fără nuntaș. Vă mulțumim mult de tot! Da, vă mulțumesc, v-am surprins cu aceste distinții speciale. Le voi purta, le voi pune în birou, dar le voi purta în suflet, pentru că noi aici la Stănim Moldova ne-am propus să corectăm oamenii cu sufletul alături de localitatea noastră, alături de resursele noastre locale, pentru că dumneavoastră veniți ca medici, ca specialiști și sper să vă fi convins că la noi, la Stănim Moldova, găsiți întotdeauna un medicament. Acela poate să fie apa pentru care noi existăm, că dacă n-ar fi fost descoperite aceste ape, poate că astăzi era o pădure aici. Sper să găsiți un aer curat, poate unic. Noi ne mândrim, suntem subiectivi, pentru că ne-am născut aici și am crescut aici. Și să găsiți o liniște. Când eu spun că noi vindem aer și liniște, unii rămân puțin surprinși așa. Puține stațiuni din România pot să se mândrească cu asemenea liniște, cum este la Stănim Moldova și asemenea aer, pentru că ne ajută poziția noastră geografică și faptul că nu avem trafic tranzit aici în Stănim Moldova. Eu vă mulțumesc tare mult, în primul rând, domnului Munteanu, domnului profesor, domnului conferențiar, universitar, profesor, domnul Constantin Munteanu, pentru că nu avem încă un an de zile de când noi ne-am întâlnit și deja există o conexiune foarte bună, atât instituțională, pentru că reprezentăm niște structuri asociative, cât și ca oameni. Și deja aproape că putem spune că suntem în aceeași echipă, chiar dacă din punct de vedere juridic suntem parteneri. Mulțumesc domnului profesor Onose și domnului președinte, de data aceasta nu o să vă mai greșesc numărul, numele, domnul Blendea, pentru că aseară, ieri dimineață eram și să deschizi un congres la ora 8:30. Poate că este de înțeles, poate nu, dar încă o dată îmi pare rău pentru asta și sper să rămână acest moment ca un moment de un liant, această greșeală mea să fie un liant al nostru de prietenie. Deja avem un plan pentru Techirghiul, ne vom întâlni miercuri seara sau joi dimineața cu reprezentanța ai guvernului și avem un plan foarte bun pentru că acest congres să scoată la iveală problemele cu care se confruntă recuperarea medicală din stațiunile balneare și asociația stațiunilor balneare din România, Asociația Națională pe care o reprezint împreună cu Asociația Română de Balneologie și cu Societatea de Recuperare în Balneologie, sperăm să fim mai puternici și să punem pe masa decidenților niște probleme care să fie rezolvate cât mai curând. Acum, mă scuzați că nu este este o cină festivă, nu este un moment să facem bilanțul sau să facem declarații. Am profitat de această ocazie doar pentru a transmite că nu stăm, nu lăsăm lucrurile să se răcească, cum am spus aseară la cina de bun venit, ci vom face din această
aș zice prietenie deja între structuri asociative, vom face o forță care cu siguranță va obține cât de mult se poate din ce ne-am propus. Vă doresc petrecere frumoasă în continuare. Vă mulțumesc tare mult pentru că am simțit căldura dumneavoastră umană și am simțit că ați venit aici chiar pentru a contribui la ceva. Și acel ceva este dezvoltarea și, bineînțeles, îmbunătățirea stării de sănătate a populației, ca să vorbesc așa într-un termen administrativ. Multă sănătate vă doresc, nu o să mai avem ocazia să interacționăm. Pentru cei care vin la Take It Girl, miercuri seara voi fi acolo. Vă doresc numai bine, un gând bun din partea mea și, așa cum deja unii dintre dumneavoastră au solicitat, vă așteptăm să reveniți ca și turiști la Sări Moldova și vom avea timp mai mult să stăm de vorbă între noi și să ne împărtășim din valorile noastre, din potențialul nostru uman și, bineînțeles, de resurse terapeutice. Multă sănătate, bucurii și, încă o dată, mulțumiri și o reverență pentru dumneavoastră. Cu respect!